insomma, pentolo a casa. Descrive il suo parente giorno, punto da un professor? No, supra. Il camere da drumo? Da. Da. No, supra 3 radicali in 2. Deci 9 supra 3 radicali in 2 plus radicali in 2 4 supra 2 radicali in 3 plus 4, no? Da. Supra 2 radicali in 3 minus 8 supra 4 radicali in 2 minus 7 supra 6 radicali in 3 închide paranteza, tot într-o paranteză, ori 12 supra 12 supra 18 radicali din 2 gura plus 10 radicali din 3. Cine lucrează? 10 radicali din 3. Din 3. Nu. 18, deci 12 supra. 18 radicali din 2 plus 10. Plus 10 radicali din 3 este la numitor. Plus 10 radicali din 3. Cine lucrează, domnul profesor? Aici e mulțit sau? Ori, da, e bine. Așa, ori. Adi, te rog. Adi. Pe prima o amplificăm cu radical din 2, pe a doua cu radical din 3. Deci egal, Adi, spun, egal. Egal cu 9 radical din 2. Da. Supra 3 ori 2. Adică 6. 6. 6. Plus 4 radical din 3. Da. Supra 2 ori 3. Adică 6. Minus. 8 radical din 2. Supra 4 ori 2, adică 8. 8, da. Minus 7 radical din 3. Supra 6 ori 3, adică 18. Da. Tot într-o paranteză. De mulțit cu... lăsăm așa, 12 supra. Da, 12 supra. Supra 18 radical din 2 plus 10 radical din 3. Aici n-ai putea să faci o mișcare? Mă gândesc să scoți în ceva, în factor comun între... A, ba da, pe 2. 2. 2 pe lângă. Și 2 pe lângă. 6 radical din... 9 radical din 2. Da. Plus 5. Radical din 3. Și acum, haideți să observăm... numitorul comun. Da. Mai întâi simplificăm ceva pe acolo, nu? Am putea simplifica, dar gândindu-ne de la un capăt la altul, și vă zic că fracția asta 7 pe 18 nu se simplifică deloc, atunci aș rămâne la ideea să vedem numitorul comun care se vede... Un pic. Ai dreptate, că prea mare numitorul comun. 8 plus 8, da. Da? 8, și intră și 8 ăsta. Da. Atunci mai grab 8 cu 8. Hai să faceți simplificări maxime. 8 cu 8. 9 cu 6 aici, printr-un 3 și 3. 3 și 2 jos. 4 cu 6. 6. Aici 2 și din coace 3, nu? Da. Și atunci va fi egal cu, te rog să vorbești, Adi. Egal cu 3 radical din 2. 3 radical din 2, supra? Supra 2. 2. Plus. 2 radical din 3. 2 radical din 3. Supra 3. Supra 3. Minus radical din 2. Minus radical din 2. Și minus 7 radical din 3. Da. Supra 18. Tot într-o paranteză. Totul de înmulțit cum... Aici nu mai putem să mai facem. Așa, 12 cu 2. Așa, 12 cu 2 și o să rămână 9 radical din 2 plus 5. Adică sus 6. 6. Da, 6. Supra. 6 supra, 9 radical din 2. Plus 5 radical din 3. Da? Bine? Da. Și egal mai departe, cu te rog vorbește. Numitorul comun. 18. 18 este, da. Nu ce face. O pe prima cu 9. Da. Cu 6, cu 18 și cu nimic. Așa. Și să avem așa, 9 ori 3, 27 radical din 2. Nu ce cauți 9 ori 3, bă, da, 27. Deci 27 radical din 2. Plus 12 radical din 3. Da. Minus 18 radical din 2. Da.
Da. Și minus 7 radical din 3. Minus 7 radical din 3. Totul supra 18. 18, da. Ori 6 supra... Da, 6 9 supra radical 9 din radical din 2 plus 5 radical din 3. Egal cu... Păi, radical din 2, e cu radical din 2. 27 minus 18 radical din 2, adică... 9 radical din 2. Deci 9, nu? Da. 9 radical din 2. 9 radical din 2. Și... ăștia cu 3, 12... 12 minus 7? 12 minus 7... 5 radical, 5, da. 5 radical din 3. Deci plus 5 radical din 3. Totul supra... 18. 18. Ori 6 supra 9 radical din 2. Ce tare! Plus 5 radical din 3. Da. Și acum să reduc 18 și cu 6. Chiar? Da, perfect. Da. Și o să ne rămână la 18, 3. Da. După aia 9 radical din 2, cu 9 radical din 2. Nu! Dacă e plus. Chiar zonare. Dacă cumva toată asta cu toată, toată asta. Păi și merge. Toată cu toată are. Toată? Da, toată. Asta, așa cu toată asta. Așa. Păi, da. Este, perfect. Ai șansa asta. Egal cu 3. Egal 1 cu, pe 3. Egal cu 1 pe 3. Te-ai dat pe liște. Hai să vedem capcanele, Adi. Povestește unde ai avut așa un moment de bâlbâială și de nesiguranță. Acolo, la 9 radical din 2 plus 5... Scoaterea în factor comun. Nu, zic acolo, aici, la final. La final. Da. Dar și scoaterea în factor comun, n-ai văzut-o foarte repede între 18 și 10? A, da, acolo, da. Deci când am zis eu 2 pe lângă 9 plus... Adică dacă se poate face ceva, am zis eu, tu, da. Ei, văzut repede, scoatem pe doi factori comun, uh-huh. Corect? Poate, nu au fost așa probleme, poate simplificările impuse la început ca să-ți vedem ușor să afli numitorul comun. Da, puțin da? Acolo. Ca acolo, da, corect. Anca, pentru Anca te rog. Da, da. D. 11 supra 4 radical din 3. 4 radical din 3. Plus 5 supra 2 radical din 3. Minus 7 supra radical din 3 plus 4 supra 3 radical din 3 tot într-o paranteză de împărțit la radical din 3 supra 6. Am ficat toate din paranteză cu radical din 3. Deci totul, peste tot, da. Așa. Și vine cât? 11 radical din 3 supra 4 radical din 3 radical din 3, adică 4 radical din 3, 12 supra 12 plus 5 radical din 3 5 radical din 3 totul supra 6, da, minus 7 radical din 3. Da, supra. Supra 2 radical din 3. Supra radical din 3. Supra 3. Să terminăm aici. Supra 3. De ce e 2 radical din 3? E radical din 3 o radical din 3? Ți-a zis 2? Nu. Dar de ce e 2 radical din 3? Să zic așa la numitor? Nu. Supra 3, simplu. Da? Supra 3. Plus, mai departe. Plus 4 radical din 3. Da. Supra 9. Supra 9, tot într-o paranteză. Supra paranteză, la radical din 3 supra 6. Egal cum?
36? 36. 36, se împarte la 12. Tu ai văzut un 4 aici. Hai să vedem, să-i spunem și Anca. 12 egal cu 2 la a doua ori 3. 6 egal cu 2 ori 3. 3 egal cu 3. Și 9 egal cu 3 la a doua. Sigur că vedem 3 la a doua este cel mai mare, ori 2 la a doua. Adică 9 ori 4, 36. Corect. Deci facem descompunerea și ne dăm seama repede. 3, 6, numitorul comun. Așa încât amplificăm pe prima cu cât? Amplificăm pe prima cu 3. 3. Pe a doua cu 6. 6. Pe următoarea cu 12. Da. Și cu 4. 4. Și egal cu? 33 radical din 3. 33 radical din 3. Plus 30 radical din 3. Plus 30 radical din 3. Minus 7 ori 12. 7 ori 2, 14. 7 ori 7 și 1, 8. 84 radical din 3. 3 plus 6 radical din 3. Da. Tot în paranteză. Supra 36. 36. Ori? Ori 6 supra radical din 3. 6 supra radical din 3. Și azi, 66 radical din 3, minus, și cu 16? E 52. 66 și cu 16? 66 și cu 16. E minus 66. Nu, 33 și cu 30 fac 66. Da. Și cu 16? 85, 82. 82. Da. Nu vine 82? Ba da. Deci 82 minus 84. Minus 2. Minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. 6 cu 3, 6 se simplifică. Da? Da. Vine un 6 aici. Supra 6 radical din 3. Minus 2 radical din 3, supra 6 radical din 3. Radical din 3 cu radical din 3 se duce și 2 cu 6. Și egal cu minus 1 pe 3. Deci este minus 1 pe 3. Nu, minus 5 pe 6 pe 3. Dar de ce nu a dat minus 1 pe 3? Mie tot minus 5 pe 6 mi-a dat. Hai să mai vedem acolo. Am amplificat cu 3. 33 radical din 3. 5 ori 6. Nu? Cu 5 ori 6, 30 radical da, din 3. Da, finalul cred că l-a greșit. Cum? Finalul cred că l-a minus 84 radical din 3, bine. E bine, cu 16 radical din 3, da, da, e bine. Și 66, 63. Plus 63. 16, 79, minus 5. Minus 5, am greșit. 5 pe 6. Am 66 și da. 63. Deci minus 5 pe 6. 5 pe 6. Nu pe 3, pe 6. Minus 5 pe 6, că nu-ți mai spui. Exact. 5 pe 6. Și rămâne minus 5 pe 6. Da. Iată. Răspunsul minus 5 pe 6. Da? Ca... Să vedem altul. Radical din 2 minus 1 supra radical din 2. Radical din 2 minus 1 supra radical din 2. Plus radical din 3 minus radical din 2 supra radical din 6. Da. Plus radical din 4 minus radical din 3 supra radical din 12. Radical din 11, da? 12. Din 12. Tot în paranteză? Nu, și atât. Atât. Și atât e tot.
Asta e tot. Miruna, urmează. Da, Miruna, te rog. Amplificăm prima radical din 2. Adică pe fiecare în parte, așa, da. Nu? Deci egal mai departe cu dele sus, spunem, egal cu... Amplificăm radical din 2 prima. Adică radical din 2 pe lângă, te rog să-l citez. Radical din 2 pe lângă, radical din 2 minus 1 supra... Radical din 2 radical din 2, 2 supra 2 plus... Radical din 6 pe lângă radical din 3 minus radical din 2 supra 6 plus... Radical din 12 pe lângă radical din 4 minus radical din 3 supra 12. Amplificăm prima fracție cu 6 și a doua cu 2 și vom avea 6 radical din 2 pe lângă radical din 2 minus 6 cu 2, ai spus, da? Și este egal cu? 6 radical din 2 pe lângă radical din 2 minus 1 supra 12, totul supra 12, plus 2 radical din 6 pe lângă... 12 și numitorul comun, da? Da. Plus 2 radical din 6 pe lângă radical din 3 minus radical din 2 plus radical din 12 pe lângă radical din 4 minus radical din 3. Și egal cu 6 radical din 2 ori radical din 12. Deci vine 12. Minus 6 radical din 2. Minus 6 radical din 2. Plus 2 radical din 18. Minus 2 radical din 12. Plus radical din 48. Da. Minus radical din 36. Radical din 36. Și egal cu... Și 14, da? Da. Minus 6 radical din 2, radical din 2, nu. 12 minus 6 radical din 2 plus 2 ori 3, plus 2 ori, plus 6 radical din 3. Atenție, dacă e 6 radical, 6 radical din 2. 6 radical din 2. Adică, Miruna zice 9 ori 2, fac 18. Da. 9 iese în față 3, 3 ori 2, 6 și rămâne radical din 2. Plus 6 radical din 2. Minus 2 la 2, 4 radical din 3. Așa că e 12 și 4 ori 3 sunt 2 în față și ori 2 ori 2, 4 radical din 3, corect. Plus 12 ori 4 ar veni, adică 6 ori 2, adică 2 la 2 ori 3. Cred că e 16 ori 3, Miruna. Da. 16 ori 3 fac 48. Da. Și 16 adică scapă de radicală. 2 4. La 4. Nu, 2 la 4. 16 de la... Și e 4 la 2, Miruna, să spui. Scapă, da, da. Scapă de radical 16, da. Și vine 4 în față și vine 4 radical din 3. Da. Deci radical din 48 este 4 radical din 3. Da. Să facem asta ca să fie și mai pe înțeles. Deci radical din 48 este radical din 16 ori 3, care se traduce, radicalul din 16 scapă și vine 4 radical din 3. 4 radical din 3. Deci plus 4 radical din 3 minus 6. Minus 6. Totul pe 12. Și egal cu 12 minus 6 egal 2 plus 6 egal 2 se reduc. Da. Minus 4 egal 3 cu plus 4 egal 3 se reduc și vom avea 6 pe 12 care se zice 1 pe 2. 1 pe 2. Vă spun corect, 1 pe 2. Hai să ne uităm o dată, Miruna, dacă ți-a părut ceva dificil și unde anume. Nu, nu s-a părut dificil. Deci a fost la îndemână, da? Altul? Da. Radical din 2 plus radical din 1. Să-l fac ancuța pe ăsta, totul. Da. Radical din 2 plus radical din 1. Da. Supra radical din 2. Minus. Radical din 3 plus radical din 2. Radical din 3 minus plus, radical. Plus radical din 2. Supra radical din 6. Da. Plus. Radical din 4 plus radical din 3. Supra radical din 12. 12. Și ne oprim? Da. Ne oprim. Asta fac ancuța. Următorul e mai lung și o să faci tu, da? Acolo se simplifică de celălalt.
Hai, Anca, te rog. Radical din 2 pe lângă radical din 2 plus 1 supra 2 anca, da? Da, domn profesor. Minus. Hai să am picat prima cu radical. Lasă un pic așa. Și facem și ideea pe care o ai tu. Cred că ai o idee interesantă, dar deocamdată merg pe varianta lui... Acolo e plus radical. Ai și minus, da? Da, da, acolo am paranteză plus... Radical din 2 plus 1. Deci radical din 1 e 1. Da. N-are rost să băi zic radical din 1. Minus... Radical din 6 pe lângă... Radical din 3 plus 2. Plus radical din 2. Plus radical din 2. Supra 6. Supra 6. Plus... Plus radical din 12 pe lângă... Radical din 12 pe lângă... radical din 2 plus 1, nu? Nu, radical din 4. Care este 2? 2 plus radical din 3. Da. E bine, da? 2 plus radical din 3 supra 12. Și este gamma de particul, te rog. Așa. 6 radical din 2 pe lângă radical din 2 plus 1. Minus 2 radical din 6. Așa, pe lângă... Pe lângă radical din 3 plus radical din 2. Da. Plus radical din 12. Pe lângă... 2 plus radical din 3. Și supra 12 și egalul de particul. Hai. Egalul de particul 6... 7... Radical din 2, radical din 2 face 2. 6 al 2, 12. 12 plus... 6 radical din 2. Da. Minus. Minus 12. Minus 2. Anca. 2, o radical din cât? Minus 2. Radical din 18. 3 ori 6, 18. Hai, de ce stai pe gânduri? Minus 2 radical din 18. Mai departe. N-am terminat de mulțit paranteza. Plus 2 minus. Din cauza minusului, deci minus. Minus. 2 radical din 12. Da. 2 radical din 12. Plus... Doi radical din 12. Plus, plus. Plus. Trei, șase. Adică șase. Trei radical din... Trei, șase.
6, adică 6. Spune bine. Și egal mai departe cu. Egal mai departe cu 12 și cu 6, asta face 18. Așa? Da. Deci 18 plus 6 radical din 2. Da, minus 2 radical din 12 să reducem cu plus 2 radical din 12. Așa. Pe 18 să scriem ca fiind 18, 9 ori 2. 9 ori 2. Adică scoatem și pe 9 și ar fi 3. 3 adică 6. 6 radical din 2, da? Da. Deci aici 6 radical din 2 cu minus și cu ăsta cu plus redus. Da? A zis bine? Da. Deci 18 de ori 9. Da? Și 9 iese din radical 3, ori 2, 6, radical din 2 și cu așa se reduc. Și tot. Mai rămâne 12 plus 6. Adică 18 supra 12. Și care face în final, simplificăm prin 6 și face 3 pe 2. Atâta? Da, da, 3 pe 2. E corect. 3 pe 2. Unde ai avut nesiguranță? Să vedem. Deci numitorul comun. Ați naționalizarea aceea și la mulțire aici. Atenție! Și mulțirea radicalor aici. Când ești cu paranteza, ai bărbuit, ai stat pe gânduri. Deci când ai zis 2 radical din 6 radical din 3, fac radical din 18. Repede! Și radical din 6 radical din 2, fac radical din 12 și minus aici. Remarcăm așa, adică punctăm aceste neajunsuri. Ca să-ți fie clar să nu le mai iei. Nu-ți mai repede greșeală. Minusul din față schimbă semnul tuturor. Da? Hai să vedem. Avem una mai lungă, domn profesor. Nu contează, eu o fac. Da. Radical din... Sta să șteagă, domn profesor. Radical din 6 minus radical din 4. La ce nu face? Radical din 6 minus radical din 4 supra radical din 24 plus radical din 8 minus radical din 6 supra radical din 48 plus radical din 10 minus radical din 8 supra radical din 80 plus puncte, puncte. Nu. Da, ai infinit. Nu, da. Infinit. Plus radical din 12 minus radical din 10 supra radical din 120. Deci radical din 12 minus radical din 10 sus. Da. 10. Așa. Da. Plus radical din 14 minus radical din 12 supra radical din 168. Plus radical din 16 minus radical din 14 supra radical din 224. Aici, adică aș vrea să privești cu atenție. Păi da, știu că sunt pătrate perfecte și pot să fac ceva la ele. Pătrate perfecte care? 24 noi, 48 noi. 80 nu, 20 nu, 168 niciunul nu. Pe 24 să scriem ca 12 ori 2. Da. Poți să faci asta. Și pe 12 ori... Eu vreau să observ că 6 ori 4 de sub la numărător e 24 jos. 8 ori 6, 48 jos. Da. 10 ori 8, 80. 12 ori 10, 120. Exact. E o legătură, trebuie să fac legătura cu chestia asta. Putem scrie radical din 120 ca radical din 12, radical din 10. Și apoi să scriem radical din... De la început plecând, da, da. 24, deci, 6 ori 4. Radical din 6 radical din 4. Radical din 6 ori radical din 4. Hai să scriem, așa poate observăm. Și să observăm că e, observăm că e radical din 6 supra radical din 6 ori radical din 4, se simplifică. Cum se simplifică? A, are o idee frumoasă. Hai să urmărim. Adi, te rog să te concentrezi, să scrim așa. Miruna a observat. Du-te Miruna în față. Radical din 6 minus radical din 4 supra radical din 6 ori radical din 4. Am înțeles. Da? Radical din 6 ori radical din 4. E 24 ăla. Deci radical din 24
e radical din 6 ori 4 și radical din fiecare. Și pe urmă se distribuie numitorul. Asta a observat ea. Plus mai departe. Plus mai departe. Plus radical din 9 minus radical din 6. Supra. Lucrez, radical, da? Din 9, 8 ori radical din 6 și se simplifică, da? Nu simplifică nimic acum. Da, acum nu. Plus radical din 10 minus radical din 8 supra radical din 10 ori radical din 8. Plus radical din 12 minus radical din 10 supra radical din 12 minus ori radical din 10. Așa, ori radical din 10 plus radical din 14 minus radical din 12 da, supra radical din 14 ori radical din 12 plus radical din 16 minus radical din 14 supra radical din 16 ori radical din 14 egal cu distribuim numitorii la numărători și o să avem așa radical din 6 supra radical din 6 ori radical din 4 minus radical din 4 supra radical din 6 ori radical din 4 plus radical din 8 supra radical din 8 ori radical din 6 minus radical din 6 supra radical din 8 ori radical din 6 plus radical din 10 supra radical din 10 ori radical din 8 minus radical din 8 supra radical din 10 ori radical din 8 plus radical din 12 supra radical din 12 ori radical din 10 minus radical din 10 supra radical din 12 ori radical din 10 plus unde sunt? La 14, nu? Da. Radical din 14 supra radical din 14 ori radical din 12 minus radical din 12 supra radical din 14 ori radical din 12 și egal cu plus este ultimul. Așa, plus radical din 16 supra radical din 16 ori radical din 24 din 14 minus minus radical din 14 supra 16 ori radical din 14 și egal cu... Acum facem simplificările. Radical din 6 cu radical din 6, radical din 4 cu radical din 4, radical din 9 cu 8, radical din 6 cu 6, 10 cu 10, 8 cu 8, 12 cu 12, 10 cu 10, 12 cu 12, 16 cu 16, 14. Și rămâne așa. 1 radical, 1 supra radical din 4. 4 minus 1 supra radical din 6, da. Plus 1 supra radical din 6, da. Minus 1 supra radical din 8, da. Plus 1 supra radical din 8, da. Minus 1 supra radical din 10, plus 1 supra radical din 10, minus 1 supra radical din 12 plus 1 supra radical din 12 minus 1 supra radical din 14 plus 1 supra radical din 14 minus 1 supra radical din 16. Și acum să reduc minus cu minus 1 supra radical din 6 cu plus, după aia minus, așa, chestii din astea. Rămânim. Și egal cu 1 supra, supra radical din 4. Nu, de fapt e minus. Minus. Da.
minus 1 supra radical din 6. 16. 16. Și egal cu? Egal cu pe prima amplifică. Și mai 1 pe 2, că se da. Extrage radicalul rapid. 1 pe 2. 2. Minus 1 pe 4. 1 pe 4 și egal cu prima cu 2. Și 2 minus 1, adică 1. Supra 4. 4. Și la asta. Și asta este răspunsul. Păi, dar ce lucru. Nu fost lung, cât a fost ideea, a fost genială. Asta e. Ideea a fost erică. Hai să mergem pe varianta când observa. Da. Și amplificam conjugatele și apare un numitor acolo de ce spune. Merge și varianta să lucrăm? Eu zic că așa merge. Adică merită să ne apucăm să faci, sau vă las pe voi acasă să faceți asta. Exact. Nu. Să vedeți cât consum de timp este într-o variantă și cât e cealaltă. Dar practic tot acolo ajungem. Tot acolo? Nu poate. Obligatoriu trebuie să ajungem acolo. Deci dacă respectăm, dacă nu greșim la calcule, trebuie să ajungem neapărat acolo. Da. Numai că vorba de timp. Timpul. Și noi am avut experiența asta la fața unei greșițiu. Dacă te duci pe un culoar greșit, adică un culoar care îți consumă mult timp, ai ratat lucrarea. Da. Nu? La teză ce ați pățit? V-ați împotmolit. La o singură chestie. Nu o să uitați, cred că toată viața. Mm-mm. Nu lucrăm cu fracții reductibile, ci cu fracții ireductibile. Acolo s-a lucrat cu fracțiile ce era mari, s-a greșit la calcule, v-ați supărat, v-ați enervat, n-ați mai mers și totul s-a blocat. Nu trebuie să uite de like și share. Să nu uite de like și share, sigur că, apropo de ideea de aici, aceea că inventivitatea lui Mirun a fost importantă, foarte importantă, că de plus, mers că ești foarte repede. Ea s-a dus, măi, fiecare 6 ori 4, 8 ori 6, 10 ori 4, aici e observația. Și radicalul din 24, radicalul din 6 ori radicalul din 4. Și de aici încolo distribuirea venea singură. Dar ca să poți să faci alt, de aici s-a plecat. Observația așa e făcută, nu? Da. Și pe urmă ai văzut imediat că distribuim, se simt, și ai simțit egeșiță că curge, că se vor reduce 2 de 2. Deci totul a fost pe modelul, vezi, o experiență din urmă, la variantele cea de egeșiții în care ziceam, unul, 1 supra 3, 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1, de data asta s-a și văzut că era diferența acolo, 2 minus 1. Și atunci tu, experiența aceea ai păstrat-o și ai atacat foarte bine găsit-o. Bine, da, corect, frumos. Începem să ne așezăm. Adică, mie asta îmi place și asta doresc la voi. Ai o idee, să ne blocați, să vii cu o idee. Dar nu așa, spune, că nu facem concurs, cine spune primul. Corect. Da? Vreau asta de la voi. Deci, Meruna, ai spărbulină roșie. Și este loță. Pentru momentul lecției, ieșițiului acesta. Și mai ales pentru faptul că ai înțeles că ai de câștigat, dacă lucrezi înainte. Lucrezi, nu știu ce, vezi dacă rezultatul e corect. Așa trebuie să vă întrebuiți. Da. Zice. Acum am Miruna. Da. Radical din 1 plus radical din 3. Dar nu e Anca. Nu, e Miruna. Radical din 1 plus radical din 3, supra radical din 3. Cum radical din 1 plus? Radical din 1 plus radical din 3, supra radical din 3, minus. Radical din 3 plus radical din 5, supra radical din 15, plus. Radical din 5 plus radical din 7. Supra-radical din 35, minus, radical din 7 plus radical din 9, supra 63. Ia. Care merge cu plus? Cu minus știm că mergea cu plus. Pe 3 să scriem, dar fiind cu minus... Încercăm. Mai întâi să încercăm una separat, că cu minus știm că mergea cu plus. Stai puțin, corect egalitatea. Stai o secundă, Miruna. Câte vreme alternează aici, e posibil să meargă și așa. Înainte era numai cu plus între ele. Erau minusurile acelea.
Deci erai salvată de acolo. Dar acum nu te speria. Deci, și așa. Merge, l-am făcut eu. Da? Deci, radical din 1 plus radical din 3. Supra radical din 1 ori radical din 3. Minus radical din 3 plus radical din 5. Supra radical din 3 ori radical din 5. Plus radical din 5 plus radical din 7. Supra radical din 5 ori radical din 7. Minus radical din 7 plus radical din 9. Supra radical din 7 ori radical din 9. Și este egal radical din 1 supra radical din 1 ori 3 ori radical din 3 plus radical din 3 supra radical din 1 ori radical din 3 minus radical din 3 ori radical din 5 radical din 1 ori radical din 3, zici bine? Minus radical din 3 supra radical din 3 ori radical din 5 plus minus în fața fracției, aici atacă pe amândoi. Minus în fața fracției, la tatăl și de la de-acolo. Atenție, minus. Minus radical din 5 supra radical din 3 ori radical din 5 plus radical din 5 supra radical din 5 ori radical din 7 plus radical din 7 supra radical din 5 ori radical din 7 minus radical din 7 supra radical din 7 ori radical din 9 minus. Așa pentru să facem tot. Stai că și eu sunt. Da. Minus radical din 9 supra radical din 7 radical din 9 egal cu radical din 9 supra radical din 7. Da. Da. Egal cu radical din 1 cu radical din 9. Acum simplificăm. Radical din 3 cu radical din 3. Radical din 3 cu radical din 3. Radical din 5 cu radical din 5. Radical cu 5 cu radical cu 5. Radical din 6 cu radical din 7, radical din 7 cu radical din 7, radical din 9 cu radical din 9 și 1 supra radical din 3 plus, deci, 1 pe radical din 3 plus 1 supra radical din 1 minus 1 supra radical din 5 minus 1 supra radical din 3 plus 1 supra radical din 7 plus 1 supra radical din 5 minus 1 supra radical din 9 minus 1 supra radical din 7 minus plus egal radical din 3 acum cu... egal, domnule. Egal, da? Da. Minus 1 radical din 3 reduce. 1 radical din 3 se reduc. Minus radical din 5 cu plus radical din 5 se reduc. Minus radical din 7 cu plus radical din 7 se reduc. O să ne rămână 1 supra radical din 3. Adică cât de 1 supra radical din 1? 1 minus 1 supra radical din 9. Care e cât radical din 9? Care este 3. Deci avem 1 minus 1 pe 3. 2 pe 3. Amplificăm prima fracție cu 3. Am avea 3 pe 3. Super. Gata. Da? La geometrie. Da. Ia să văd ora. Ia să vedeți. S-o duci pe ora. Da, 43. Nu mai bine. 43.